Bună, sunt Înainte să încep, vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul și să dați like. Mă ajută foarte, foarte mult. Am văzut astăzi ceva ce mi-a plăcut, să spunem. A venit mama Haticei în emisiune, Raisa. mi s-a părut că arată mai bine decât fata. Mult mai bine. Și pare o femeie la locul ei, Așa de are asemenea fată, nu pot să cred. Aș i-a și reproșat, i-a spus să aibă grijă cum se comportă, nu i-a plăcut ce a vorbit cu Antonio și a cerut și scuzie. Deci, mama ei e o femeie obișnuită. Și Hatigi, parcă e de la. Exact, i-a spus din Mahalaua Brailei. Așa că, ce să așteptăm? Ce să așteptăm din partea ei? nimica bun. Am văzut că a certat o mamă foarte bine a făcut, La a chemat și pe Mihai să-l vadă față în față. bineînțeles că îl știa de la televizor, l-a plăcut. Da, mie, mi s-a părut așa comic expresia ei când a intrat, s-a uitat la toți concurenții, zice, copii frumoși și fără minte. Păi <laughs> să știți că sunt fără minte unii dintre ei, Aș și spus după aia unii dintre ei. Unii dintre ei chiar sunt fără minte pentru că ați văzut cum se comportă. Mai ales cei nehotărâți. Cei nehotărâți mie nu-mi plac absolut deloc. Nu-mi plac. Dacă vrei să cunoști pe careva, mai bine de la început spui vreau să cunosc toate fetele sau dacă e fată toți băieții, așa, nu, începi o cunoaștere cu cineva, intră unul nou, la cunoașterea, încep cu o altă, nu merge, te întorci, cum face Giulia, ca așa face și nu dorea nu doar ea, așa a făcut și Irina. Așa că, cam are dreptate Raisa, copii frumoși și fără minte, bine că frumoși nu prea toți, nu prea, dar nu contează, sunt oameni obișnuiți, și asta e cel mai important. Nu contează cum arăți, contează ce fel de om ești, ce caracter ai. Cum spunea și Maria, că nu mai ține, vorbea așa, ca fetele, nu mai ține legătură cu tatăl copilului. Are ea motivele ei, să știți. Nimeni nu se desparte de bine. Cine știe ce a fi fost violent sau cine știe cum a, s-a a găsit pe alta, că se poate. Cazul meu, când a plecat, a lăsat trei copii și a plecat. Așa că se poate faci un copil și după aia dintr-o dată ți se pare că nu mai nu ți mai place, nu mai e bine, nu e mai bună și că găsești altceva. Cât de asta e cel mai corect să te gândești înainte de căsătorie de a face pasul, mai ales dacă ai și copii, să te gândești foarte, foarte bine la acest pas. Nu-l faci așa iurea și după aceea îți pare rău, vrei altceva. Și ceva drăguț, a fost ziua Mariei, o ziua de naștere, dar n-a primit mare lucru. Au făcut fetele din toată sărăcia, aș putea spune, un tort, câteva cadouri, ce au avut și ele, au avut și șampanie, fetele i-au făcut. Au cerut la cameră să-i întrebe n-a vrut staful să le aprobe, nu înțeleg de ce, nu înțeleg de ce, pentru că au fost și alte zile aniversare și s-a făcut mare tămbălău. La ea de ce nu s-a putut? Pentru că e nouă intrată sau de ce nu s-a putut la ea? Asta e un lucru foarte rușinos al stafului pe care îl face, această discriminare între concurenți. La ziua lui Mihai a fost, de ziceai că e nuntă regală și la Maria nici măcar nu puteau să deschidă jumate de uși, jumate de oră ușile, atâta trebuia jumate de oră, mai mult. Să-i zică și băieții la mulți ani. Foarte urât din partea stafului nu mi-a plăcut asta. Mos tot a primit că a venit băiatul, băiețelul, A fost muzică, au dansat și. O distracție frumoasă, frumoasă și adevărată, reală. Mai ales, vezi, băiatul a avut înțelegerea asta de la început, că băiatul are voie să intre să o vadă, nu poate să-și adaptat timp fără mama lui. Nu poate. Și frumos, frumos, frumos că a venit, că ea a dat voie să vadă băiatul. Vreau să vă vorbesc despre relația dintre Andrei și Simona se pare că evoluează bine, sunt ok, să mai sărută câteodată, dar nu știu cât o ține pe ea. Cum s-a îndrăgostit așa brusc, dintr-o dată, că avea așa repulse când îl vedea așa. Acum, dintr-o dată, eu aș vrea să fie împreună, mai ales când îmi pare foarte rău de Andrei să sufere, pentru că a avut copilăria cum a avut-o și nu doar copilăria. Cum am mai spus, el are nevoie de iubire, de fapt, ca noi toți ca noi toți. În afară de mama, tata, tata nu are. De familie. Avea nevoie de iubirea unei femei. El crede că a găsit-o. Aș vrea să fie așa, să știți. Știți că dimineața băieții au fost la... din platou, bineînțeles, au participat la Răzvan și Dani. Se pare că au fost niște tascuri, nu mi-am dat exact seama ce a fost, dar Mihai a câștigat două tascuri, așa că o să aibă posibilitatea să iese în oraș sau să-i facă staful ceva în casă, normal că el ar vrea la hotel. Cine n-ar vrea? Mai ales că e cuplu, îți declarați cuplu. Nu știu, depinde de staff. Staful știe, stafful știe tot. Și era fericită Hatice că bărbatul ei, cum zicea, a câștigat două ascuri două date -uri. Ia să vedem. Chiar sunt curioasă unde o să-i trimite. Dacă o să-i trimite, pentru că data trecută au stat acolo și au făcut bine, au petrecut frumos, dar n-au ieșit și-ar fi vrut, chiar zicea. Și în timp ce băieții erau la Răzvan și Dani, fetele erau în living și nu știau ce să facă. Suntem filmate, nu suntem filmate. Pe antena play erau, dar în rest nu știu dacă au fost, dar nu cred, nu cred. Erau fetele dimineața, unele în pijamale, Cătălina parcă era cu prosopul în cap, deci nu puteau să participe la, la Răzvan și Dani, bineînțeles. Și eu am fost la Răzvan și Dani cu David și încă un băiat cu mama lui. Dar noi am fost afară, în oraș, nu știu unde ne-a dus, pe o clădire foarte înaltă, atâta știu, nu știu nimic. Nu cunosc București, mai ales prejuri, Milena, eu mă rătăcesc acolo. Iar am văzut-o și pe Diana, Diana pare foarte îndrăgostită, știu că stăteau de vorbă, ei doi cu Dani, stăteau de vorbă, râdeau, îi place să râdă. Dar lui ce îi place să râdă? Lui. Nu o plac pe, pe Loredana absolut deloc. Cu, băieții, cu băiatul și cu fata cu ei n-au nimic cu tineri n-am absolut nimic. Dar Loredana, pentru că Loredana e mama săptămânii, într-adevăr, dar nu face nimica. Vă amintiți când era eu mama săptămânii, că făceam curat în bucătărie și nu doar atunci, toată emisiunea am făcut curat în bucătărie. Ce mare! Încă e bine să faci mișcare, așa să stai, să prinzi kilograme și să sententar sau cum îi zice, nu se poate, eu să fi reactivă. Pe mine să mă las să stau, mie îmi face rău, nu pot să stau, trebuie să fac ceva. N-am cum. Și la muncă, la mine, fac lucruri care nici n ar trebui să depindă de mine. Deci le fac, îmi place să fac ceva. Că de aia suntem oameni. Trebuie să fim activi. Să facem ceva, nu să stăm așa, ca, ca un lemn, ca un buștean. Cam asta am avut să vă spun pentru acum vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul și să dați like, mă ajută like-urile. Și clopoțelul, la revedere!